După ce luna trecută, primăria romană a intervenit cu echipele proprii pentru a elibera de deșeuri mai multe terenuri pe care unii romașcani l-au transformat în gropi de gunoi. Săptămâna trecută s-au acționat din nou în curtea fostului club al elevilor și la spitalul vechi. De asemenea, s-a intervenit și s-a făcut curățenie la Casa Pionierilor. Știți ce mizerie era acolo? S-a făcut o curățenie exemplară, zic eu. S-a intervenit acolo în zonă, cam așa arăta. Cam așa arată acum, s-a curățat, s-a spălat. Da, s-au strâns toate mizeriile. Primarul Laurențiu Leoreanu atrage atenția asupra faptului că romașcanii ar trebui să păstreze curățenia în oraș. Și de asemenea la Casa Spițierului, la Spitalul Vechi, cam așa era. Cam așa arată acum. Rugăm cetățenii, cei care trec acolo, dacă nu se face, mereu rog să se păstreze. Atâta tot. E mai ușor de dus la gunoi decât aruncat și eu cred că acum în oraș avem, slavă Domnului, și bănci și coșuri de gunoi, astfel încât să nu aruncăm pe domeniul public. Să mergem și cu curățatul și de urmă cu infestatul. În această perioadă, la platforma primăriei se lucrează intens pentru refacerea mobilierului stradal, iar cetățenii, prin asociațiile de proprietari, pot solicita amplasarea de bănci sau un număr mai mare de coșuri de gunoi.